Sisi, viața celei mai frumoase împărătese. Asasinatul. Luigi Lucchini stă pe chei în apropierea hotelului Beau Rivage și așteaptă. Este sâmbătă, 10 septembrie 1898, orele 13:30. Cu mâna în buzunarul hainei, el este liniștit și se simte stăpân pe situație. Imediat, ceasul va arăta ora mult așteptată și Luigi își va atinge scopul. Va avea loc o crimă. Inițial, a vrut să-l asasineze pe regele Italiei, dar nu a avut bani să plece la Roma. S-a decis apoi să facă același lucru cu prințul Enric de Orleans, succesorul la tronul Franței, dar nu l-a găsit nici la Evian, nici la Geneva. A luat hotărârea să rămână aici. Nu se poate să nu se afle în oraș vreo personalitate marcantă, indiferent cine ar fi ea. Luigi Lucchini este un anarhist care urăște întreaga nobilime. În consecință, vrea să lase drept mărturia credinței sale nobile o urmă de sânge. A citit ziarele și a aflat că la Geneva se află pentru scurtă vreme o doamnă care locuiește la hotelul Beau Rivage sub numele de contesa Hohenems. A studiat-o. Anturajul ei a părăsit hotelul de dimineață, împreună cu bagajele. Deci ar trebui să apară și ea. Da, cu puțin înainte de 1:30, au coborât două doamne îmbrăcate în negru. Ele se îndreaptă spre cheiul unde este ancorat Bateau de Genève. Lucchini trage aer în piept și se îndreaptă spre cele două doamne. Trebuie să fie aproape ca să recunoască care va fi victima. O privește în față și lovește. Totul s-a petrecut într-o clipă. Lucchini dispare, dar nu suficient de repede pentru a nu putea fi prins. Așa era planul făcut de el. Doamna cade la pământ, apoi este ajutată să se ridice. Își potrivește pălăria și continuă drumul. Ce voia omul acela? A întrebat ea iritată și se îndreptă spre vas ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar se clatină din nou și se plânge de dureri în piept. Vasul a ridicat ancora. Doamna este dusă sus pentru că cere să aibă aer proaspăt. Leșină. Când își revine, murmură. Ce s-a întâmplat cu mine? Cade din nou. Acele au fost ultimele ei cuvinte. Însoțitoarea îi deschide bluza, desface și corsetul și se sperie. Totul este plin de sânge. Este chemat capitanul. Vasul face cale întoarsă. Doctorul, chemat în grabă, nu mai poate decât să constate decesul. Știrea se răspândește rapid în Geneva. Toată lumea este indignată. Asasinata este împărăteasa Austriei, Elisabeta, vestita Sisi. În momentul morții, ea era aproape uitată de popor, deoarece dispăruse din atenția opiniei publice de ani de zile. Austria este în doliu, nu atât pentru împărăteasă, ci pentru cel rămas văduv, Franz Iosif I, lovit încă o dată de soartă. Reînvie memoria soției sale, zâna acea tânără care a adus strălucirea la curtea austriacă. După moarte, ea, cea mai frumoasă împărăteasă a lumii, a devenit o legendă.
Cine era Elisabeta? Sisi, împărăteasa Austriei. Era originară din Bavaria, dintr-o localitate idilică pe malul lacului Starnberg, Posenhofen. Viața ei pare a fi ca o poveste. Elisabeta a fost socotită un copil norocos. A văzut lumina zilei în seara de ajunul Crăciunului 1837. Era un copil foarte vioi, zburdalnic, nu deosebit de frumos, o fetiță robustă de la țară, una din cele 6 surori. Mariajul părinților nu este unul exemplar. Mama, Ludovica, fiica regelui bavarez Maximilian I, Joseph, își suportă cu stoicism destinul. A fost căsătorită cu vărul ei, contele Maximilian. Surorile ei au avut parte de partide mai bune. Una este soția regelui Prusac, cealaltă a monarhului Saxon și, în sfârșit, Sophie, mama împăratului austriac. Ea l-a convins pe soțul ei să abdice. O socotește pe Ludovica, ruda cea săracă, iar aceasta, la rândul ei, se uită cu respect la surorile ei. Contele Max este un excentric, îi place viața și tânjește mereu după libertate. Se consideră un artist. În palatul din München a construit o arenă de circ și a jucat și el. Mai târziu Max stătea mai mult cu metresa și cu copilul făcut de aceasta. Nu a fost o familie fericită. De aceea, Ludovica s-a simțit deosebit de onorată când Sophie a căutat printre fetele ei o soție pentru fiul ei, împăratul austriac. Sophie, deși se părea că a renunțat dezinteresată la tron, a păstrat totuși frânele guvernului. Iată de ce ea a vrut să fie cea care decide cine va deveni viitoarea împărăteasă. A ales-o pe Elen, cea mai mare dintre surori. Ludovica, împreună cu Elen și cu Sisi, de 15 ani, care avusese o deziluzie, deoarece bărbatul visurilor ei considera nedemn pentru ea ca neam, murise, pleacă în august 1853 la Bad Iskl, reședința de vară a monarhului austriac. Acolo era prevăzută întâlnirea cu Franz Iosif și participarea lor la festivitățile prilejuite de ziua de naștere a împăratului. Logodna era aproape sigură. Familia bavareză nu a făcut cea mai bună impresie. Bagajele au fost transportate cu o altă trăsură și au ajuns cu întârziere. De aceea, la prima întâlnire cu suveranul, nici nu au avut cu ce să se schimbe. Balul în onoarea lui Franz Iosif s-a dat în casa primarului, la vremea aceea cea mai importantă clădire din localitate. Habsburgii nu aveau acolo un castel al lor. Toată lumea știa că împăratul va anunța oficial care este aleasa inimii lui. Acea seară a fost, poate, unica dată când suveranul s-a împotrivit deciziei mamei. El s-a îndrăgostit de Sisi și a vrut-o pe ea de soție. Era ceva cu totul neobișnuit în acele timpuri când căsătoriile se făceau din rațiuni de stat, iar iubirea nu avea nicio importanță. Pentru a demonstra tuturor alegerea lui ireversibilă, împăratul a dansat de 2 ori cotilionul cu tânăra din Posenhofen. Sora ei, Elen, a rămas doar un fel de ornament. Elisabeta s-a simțit onorată, dar concomitent iritată și a ezitat când a simțit că a sosit momentul deciziei. Îl iubesc pe împărat, dar numai de nu ar avea acest rang înalt.
Mama o convinge. Împăratul Austriei nu este o persoană care poate să fie refuzată. Totul este rezolvat și logodna va fi oficializată în zilele următoare. Până aici, legenda și filmul cu Romy Schneider corespund. Vesela fată de la țară a devenit centrul atenției la o curte aristocratică prin excelență. Visul continuă. Până la data plecării, pe 31 august, perechea este împreună la mesele oficiale și face vizite. Îndrăgostitul Franz este conștient că aleasa lui este încă un copil. Pentru a-i face o bucurie, a adus în grădina reședinței de vară un scrânciob. Logodna a durat 9 luni, timp în care s-a completat zestrea. Sisi a trebuit să învețe multe, limbile vorbite în imperiu multinațional, istoria lui și regulile de la curte. Sisi învață repede și se pregătește să devină soția celui mai puternic suveran la vremea respectivă. Toate inspiră frică, iar în ziua în care părăsește casa părintească, este foarte nefericită. Călătoria spre viitorul soț, cu vaporul imperial de-a lungul Dunării până la Linz, este una triumfală pentru trandafirul din Posenhofen, dar și una de despărțire de copilărie. Când ajunge într-un port, este aclamată de mulțime. Copiii și funcționarii au zi liberă. Spectacole de bucurie, imnul imperial, sunete de clopot, toate denotă bucurie. Vaporul aruncă ancora la porțile Vienei în după amiaza zilei de 22 aprilie. În întâmpinare a venit un împărat îndrăgostit, Lulea, care o îmbrățișează cu dragoste. Dar, pe 24 aprilie 1854, când trăsura din sticlă duce perechea imperială de la Hofburg la Biserica Augustină, fata nu se simte deloc euforică. Fusese prezentă la multe dineuri și primiri. Sisi este obosită și plânge într-una. Soacra le-a făcut cadou de nuntă reședința din Bad Iskl, o vilă mai veche la care s-au adăugat două aripi noi și care are forma unui E, Elisabeta, împărăteasa Austriei. Seara, mama Ludovica o conduce pe fată în camera nupțială. Același lucru face și Sophie cu fiul ei. Dimineața, perechea este întâmpinată cu priviri curioase. Noile rude au vegheat toată noaptea la ușa lor în așteptarea veștii bune, care a venit abia după 3 zile. Niciun drept la intimitate sau viață în doi, doar că persoanele străine nu se aflau chiar în aceeași cameră, ci în dosul ușii. Sisi ar fi preferat să dispară în cel mai îndepărtat colț al palatului. Împărăteasă fără voie. Festivitățile au trecut. Reîncepe viața cotidiană. Tânărul soț nu are aproape nicio clipă liberă pentru soția sa. Sisi este aproape singură. Este confruntată mereu cu severa etichetă de la curte, care nu permite nici spontaneitatea și nici frumosul. Sisi simte și disprețul nobilimii austriece, deoarece nu provine din rândul ei, ci este un fel de rudă săracă din Bavaria. Zestrea ei a fost considerată insuficientă și nu este privit cu ochi buni nici accentul ei bavarez. Numai soacra cea rea este conformă cu povestea. Ea veghează cu ochi de argus, așteaptă cea mai mică stângăcie pentru a replica. Vezi,
Ți-am spus eu că așa o să fie? Viața la curte este searbădă și plină de formalități. Sisi uită să râdă și își pierde naturalețea. Din ce în ce mai des se simte rău, o maladie pe care psihologii o numesc astăzi atacuri panicarde, teamă, stări de leșin, amețeli. Elisabeta a Austriei a devenit o femeie nefericită. Portretele și fotografiile înfățișează o împărăteasă cu un zâmbet forțat, palidă. Ochii par mici, privirea este disprețuitoare. Sisi a devenit împărăteasă fără voia ei. Ea ar fi vrut să rămână liberă, independentă, dar se lovește numai de ziduri. Nu are nicio influență asupra vieții soțului ei sau a problemelor de stat. Împăratul nu-i cere sfatul niciodată. Se consultă numai cu mama sa, adevărata stăpână la curtea vieneză, căreia îi datorează totul. Și aceasta deoarece, în decembrie 1848, când Ferdinand I a abdicat, succesorul ar fi trebuit să fie fratele lui, Carl. Sophie s-a impus și l-a proclamat împărat pe Franz, fratele mai mic. Toată viața îi va aduce aminte cu orice ocazie acest lucru și îl va ține sub control cu acest argument. La rândul său, Franz Josef a fost mereu preocupat să fie pe placul mamei, deci ea este cea care impune imperiului un stat demodat. Susține o conducere autoritară, absolutistă, fără parlament și concesii liberale, deși ele fuseseră promise în anul revoluționar 1848, când el a preluat tronul. Adversarii luminați ai monarhiei au căzut victimă tribunalelor necruțătoare și fie au fost închiși, fie au plecat în exil. Sisi își iubește soțul și se achită de obligații, la fel cu sora ei într-o simțire, împărăteasa Eugenia Franței, care s-a plâns. Am câștigat o coroană, dar ce înseamnă aceasta dacă eu sunt cea din tâi sclavă a acestui imperiu? Elisabeta îndeplinește protocolul de reprezentare și face copii. Sophie, botezată după bunica, care a murit la 2 ani, apoi Gisela, deci numai fete, un alt motiv de dispreț. Cât este însărcinată, trebuie să se plimbe mereu în văzul lumii, deși ea nu ar fi vrut să fie văzută cu burtă mare. În 1858, când l-a născut pe Rudolf, moștenitorul tronului, avea 20 de ani. Nici acum nu este mai fericită, deoarece tot bunica este cea care se ocupă de educația copiilor. Elisabeta a încercat să protesteze, după aceea a renunțat. S-a simțit trădată, abandonată și vândută. O străină la curte, o prizonieră a unei etichete învechite. Când nu o mai poate suporta pe soacră și când comentariile despre aventurile amoroase ale soțului, despre care ea afla mereu ultima, o aduc la disperare, se sustrage obligațiilor și fuge la Posenhofen.